Vladimir Voronin nu mă iubește pentru că i-am luat Treuca. Așa a reacționat liderul liberal Mihai Ghimpu la declarația președintelui PCRM, care s-a arătat dispus ca după alegeri să voteze pentru modificarea articolului 78 din Constituție cu privire la alegerea șefului statului. Potrivit lui Ghimpu, dorința lui Voronin este doar vorbă goală. Și asta pentru că, potrivit liderului PL, fostul președinte vrea toată Treuca. Treuca însemnând puterea. Noi nu avem de gând să le întoarcem Treuca. Aceasta este averea poporului și ajunge cât Voronin a folosit această treucă. Treucă gata, i-am dat-o la foc, cuile le-am luat că smoi și le-am aruncat și bună ziua. Ghimpu mai spune că Partidul Liberal a avut o campanie liberă și corectă, arătând cu degetul în context spre alți concurenți electorali. Nici cu săpun n-am umblat, nici cu orezul, nici cu macaroanele, nici cu găinile, nici cu coșul, nici cu rețele, cu nimic n-am umblat. Așa cum suntem noi corecți, așa am fost și acum. Deci credeți că comuniștii încă n-au săpun din perioada guvernării? Au de atunci le-au rămas și macaroane, și orez, și bostani, dovlecei, ce doriți. Eu așa le spun la toți, luați toți și vă dau și votați Partidul Liberal. Liderul PL a declarat că în Parlament se va alia doar cu partidele care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană. PCRM nu este partidul care are interesul statului, cetățenilor, democratizării instituțiilor statului, integrării europene. Este un partid care v-am spus eu cu ce se ocupă el. Încep cu litera S. U. Și G. Anterior, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, AMN, PLDM și PD, au declarat că nu vor face în Parlament coaliție cu Partidul Comuniștilor.